În județul Brașov, numărul infectorilor cu COVID-19 a ajuns la 348. Până astăzi, 22 aprilie, pe teritoriul României au fost confirmate 9710 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID-19. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 2406 au fost declarate vindecate și externate. Numărul de cazuri confirmate pe județe, potrivit raportării Institutului Național de Sănătate Publică, îl aveți acum pe ecran. Totodată, până acum, 508 persoane diagnosticate cu infecția COVID-19 au decedat. La ATI, în acest moment, sunt internați 288 de pacienți. Pe teritoriul României, în carantină instituționalizate, sunt 12.809 persoane. Alte 40.774 de persoane sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 106.357 de teste.